Alex practică sportul de contact încă de la 18 ani, activând în mai multe categorii precum kickbox, MMA sau K1. La numai 26 de ani a câștigat competiții importante pentru cariera sa, dar și pentru municipiul Târgu Jiu. Am ieșit campion național la profesioniști anul trecut, am luat centura de campion pe 6 decembrie, pe kickbox și am 11 meciuri pe kickbox la profesioniști, din care 9 câștigate. Încă de la început și-a finanțat singur activitatea, deși este una destul de costisitoare, fiind nevoie de echipament și spațiu de antrenament adecvat, suplimente alimentare specifice, dar și costuri de deplasare la competițiile la care a participat. Aceste lucruri nu l-au împiedicat să facă performanță în domeniu. De cât antrenament e nevoie pe zi ca să ajungi la o asemenea performanță? În jur de cam 5 ore pe zi. Cam 5 ore pe zi. Și nu sar peste nicio zi? Nu trebuie, nu. Ții și un regim special? Da. Nu mănânc mâncare, friptura să fie la grătar, orice fel de friptură, legume multe, dulciuri mai puțin. Cum activitatea sportivilor de performanță nu prea este susținută în general în România, campionul național se gândește să plece în Olanda pentru a se pregăti mai bine și pentru a avea posibilitatea să facă o carieră în kickbox. Sportivul gorjan a primit deja oferte de la cluburi importante din străinătate și nu are de gând să le rateze.